într-o sală plină de cadre didactice care predau la clasele mici în nevoia unui repertoriu adecvat corurilor de copii, profesorul dr. Ovidiu Trifan și Mariana Levărdă aduc la îndemână educatoarelor și învățătorilor o culegere de cântece pentru copii care au întrunit aprecierea unanimă a specialiștilor. Cartea de cântece pentru copii are 6 piese, dintre care 4 sunt compoziții ale profesorului Ovidiu Trifan, alte 2 fiind colinde românești. În ceea ce privește lucrarea de față, și aici mă refer la lucrarea colegului meu, domnul profesor Ovidiu Trifan, ea vine să îmbogățească repertoriul formațiilor corale de copii, fiind un ajutor pentru cei ce lucrează cu grupuri vocale sau coruri pe voce egale din școlile de cultură generală și nu numai. Cartea cuprinde un număr de 6 piese, dintre care 4 sunt compoziții ale domnului profesor Ovidiu Trifan, iar ultimele 2 sunt cunoscute, 2 cunoscute colinde, Scoală Gază din Pătuț și Cântecea Hristos la Masă, prezentate într-un aranjament coral pe 3 voci egale, aranjamente realizate tot de către domnul profesor Ovidiu Trifan. 3 din aceste piese, Ghiocei, Cântec de Leagăn, La Carnaval, sunt prezentate de domnul profesor atât în varianta unison, cât și armonizate, cu scopul declarat de a le face accesibile cât mai multor tipuri de cor. Cea de-a 4-a piesă, Vacanța Mare, este prezentată doar la unison și, după părerea mea, după ce o să vedeți piesa, o să vă spuneți și dumneavoastră părerea, cred că a fost alegerea cea mai bună, căci în vacanță, care se apropie cu pași repezi, toată lumea vrea să cânte melodia, să se simtă bine, fără a se gândi la variante academice. În opinia specialiștilor, piesele reprezintă ambitusul vocilor de copii accesibile, melodiile având structuri ritmico-melodice accesibile și un text extrem de plăcut. Toate piesele respectă, cum altfel, ambitusul vocilor de copii, făcându-le astfel foarte accesibile, nefiind necesară intervenția celui care se hotărăște să abordeze aceste piese. Melodiile acestor piese conțin structuri ritmico-melodice ușoare, accesibile și cu text agreat. Foarte, foarte plăcut copiilor. De altfel, o să vă prezint textierul și graficianul acestei cărți la sfârșitul acestei prezentări, un textier de excepție și un grafician de excepție a avut domnul profesor colaborator și a ieșit o carte de excepție. Surpriza lansării a fost interpretarea de către corul Vocea Copilăriei a Școlii de Muzică Sergiu Celibidache a acestor melodii. Haideți să ne amintim de vremea copilăriei și să ne lăsăm purtați pe aripile cântecului de leagăn. Solistă Paula Dancă. Cadrele didactice interesate să procure cărticica de cântece, care este însoțită și de DVD-uri cu negativele și pozitivele pieselor, trebuie să ia legătura cu Școala de Arte Sergiu Celibidache. De remarcat că, din păcate, niciun inspector școlar nu a răspuns invitației de a participa la o asemenea manifestare.